Bună tuturor, eu sunt Sara Jason și sunt împreună astăzi cu sora mea, care este make-up artist, pentru a vă prezenta top 5 cele mai drăguțe rujuri, de fapt, urmate. Da. O să vedeți exact ce v-am pregătit, dar haideți să-i dăm drumul! Episod este dedicat tuturor fetelor care sunt în căutarea unor rujulețe mate, unor rujuri care să reziste mult, să fie ok și la transfer, și de aceea am vrut să o aduc și pe sora mea, care este make-up artist. O puteți găsi pe alexamakeupbeauty.com, unde are multe review-uri. Și beauty blogger. Da, alexamakeupbeauty.com. Da. Ok, și hai să, o să începem cu lip gloss-ul numărul 5, care este cel de pe buzele tale. Da, adică NYX Soft Matte Lip Cream. Este un ruj mat din colecția NYX, un ruj care rezistă foarte bine pe buze. Acesta este nuanța Transylvania și este unul dintre cele mai căutate rujulețe de la NYX. Rezistă foarte bine, prețul este unul foarte bun. Îl găsiți în toate magazinele NYX, a deschis un magazin NYX și la noi în Park Lane. Park Lane, da. Și puteți găsi foarte, foarte multe produse și nuanțe de la cei de la NYX. Nuanța asta este o nuanță foarte potrivită pentru această perioadă de toamnă târzie, zic eu. Este un pic mai dark, dar pentru că tot a trecut Halloween-ul și Transylvania, este o nuanță și potrivită. Și tu ai pe blog toată colecția? Da, am un articol pe blog unde vă prezint o mare parte a colecției. Nu am chiar pe toată, sunt mult mai multe nuanțe. Însă puteți intra pe blogul meu, să vă lăsăm în descriere, da, să vedeți toate nuanțele și review-uri cu aceste rujulețe foarte drăguțe. Așa, tu ce nuanță ai? Ce nuanță ne propui? Eu pot acum pe buze un ruj de la Sleek. Matte Me. Ajută-mă tu. Este nuanța Velvet Sleeper. Ok, este, după cum vedeți, destul de închisă și aceasta, nu este o nuanță tocmai deschisă, merge purtată seara. Nu știu, ce spui, că tu știi mai multe despre calitățile Sleek? Da, este la fel foarte rezistent, rezistă la transfer, puteți să beți, să mâncați, să vă pupați cu cine vreți. Da, și acesta rezistă. Bine, acum depinde, uneori, sau unele fete trebuie să-și aplice înainte un balsam de buze. Trebuie să-și aplice un balsam de buze, că uneori eu am auzit că se vaită destul de multe fete, că ar fi un pic, că le usucă buzele. Însă eu nu am pățit așa ceva, mă înțeleg foarte bine cu aceste rujuri, rezistă foarte. Am fost super impresionată când am încercat la Alexandra, la atelier, rujurile de la Sleek, pentru că sunt chiar super rezistente, adică de dimineață până seara îți rămân pe buze, sunt foarte ok, nu am simțit nici eu că ar ataca sau ar usca buzele, deci am fost super impresionată de rujulețele acestea de la Sleek. Chiar vi le recomand măcar să le încercați. Ok, am revenit cu noile rujuri. Pentru numărul 3, ce am eu o propunere de la Too Faced, rujurile Melted. Sunt o ediție nouă. Iar eu am ales pentru acest vlog, am ales o nuanță de mauve, nuanța de pe buzele mele. Este nuanța Unicorn. Mie îmi plac Unicorn. Da, super. Mie îmi plac încă din copilărie. Așa, și haideți să vă arăt cum arată. Bine, acesta este un ruj un picuț mai scump. Arată cam așa. Foarte drăguțe ambalajele celor de la Too Faced. Da, suntem fani Too Faced. Da. Deci este unul dintre brandurile noastre preferate. Este un mov întrăzneț, într-adevăr, dar este tot o nuanță mată. În ultimul timp sunt fană a rujurilor mate. Am observat că din ce în ce mai multe persoane doresc rujuri mate. Exact. Rezistă foarte bine, deci rujurile mate sunt alegere foarte bună. Ok, acum să revenim la rujul meu. Ia, ok, eu port un ruj roșu, cine nu vrea să poartă sau să aibă măcar un ruj roșu în casă, mai ales într-o sa de make-up, mai ales când avem un little black dress, când avem o ieșire seara pentru un, nu știu, ieșim în club, ieșim la o petrecere, la un cafea. Vrei să ieși în evidență, vrei să arăți mai special, poți să aplici un ruj roșu. Eu am aplicat un ruj de la Milani,
este foarte drăguț pentru că miroase a înghețată. Super sweet. Deci asta este super foarte sweet. Tare. Da. Și la fel, rezistent, e super, 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 foarte multe culori. Noi am vrut să vă prezentăm de la fiecare brand câte, câte o culoare, o culoare, da. Ca să o faceți așa ca idee despre să facem fiecare. Să facem un top 5. Un top 5, da. Rujurilor mate. Da, deci numărul 2 se află Milani și... Și îți place pentru că miroase frumos, da. Nu are un miros delicios. De la delicios, buze, absolut. Uite, uitându-mă la buzele tale, par așa catifelate, zici că ai catifea pe buze. Super! Da, foarte drăguț. Nuanța este foarte, foarte frumoasă și rezistentă. Da, e chiar un roșu, roșu. Adică nu are nuanțe de grenat sau tente de grenat sau de mov sau... Este chiar un roșu pur și asta știu că foarte multă lume caută. Deci dacă vă doriți un ruj roșu super, găsiți la Milani. Pe makeupshop.com. Și pentru numărul 1 ce nuanță m-am pregătit? Pentru numărul 1 am ales de fapt o nuanță pe care toată lumea o poate purta zi de zi. O nuanță de la Boys and Berries. De la Boys and Berries, da. Este o avem, nu știu dacă o cunoașteți, dar ar trebui să încercați. Tot pe Makeup Shop. Tot pe Makeup Shop găsiți foarte multe rujuri și firme care produc rujuri mate. Acestea este nuanța Chastity. Arată cam așa. Și... Este un roz prăfuit. Este o nuanță care s-a purtat foarte mult în acest an, după cum bine știți. Da, e foarte apropiată și de nuanța buzelor. Exact. Este foarte discretă. Nu ieșiți în evidență neapărat, adică este foarte, foarte, foarte bun. Noi nu l-am mai pus pentru că deja ne-am dat cu aceste culori stridente și nu s-ar mai vedea adevărata culoare și așa, dar o să pun, o să vedeți poze, o să... Review-uri. Cu, da, pe blogul tău. Am și despre aceste rujuri un review. Ai review, ok, super. Da, o să vă punem link-urile acolo. Să vedeți, să vă faceți o idee, să știți ce nuanțe vreți să cumpărați, ce nuanțe v-ar sta bine. Noi v-am spus despre rezistență, v-am spus despre prețuri. V-am spus cam pe unde le puteți găsi. Majoritatea de aici, dintre 4 dintre ele, se găsesc pe makeupshop.ro. Iar celelalte pe Sephora, ori pe site, ori în magazinele fizice Sephora. Am avut așa, am avut NYX, probabil că ați auzit, am avut Sleek, am avut Too Faced, Milani și Boys and Berries. Puteți să găsiți toate aceste branduri, link-urile de mai jos, ca să vedeți exact ce oferte, poate găsiți niște prețuri mai bune acum că vin sărbătorile. Da. Și cam asta vreau să vă prezentăm. Sper să vă fie de folos. Vă așteptăm pe ea pe blog, eu pe Facebook, să ne ascultați piesele dacă vă plac. Nu uitați să dați subscribe, atât la canalul meu, cât și la canalul ei. Și ne spuneți dacă vă plac aceste tipuri de vloguri, să mai facem împreună sau nu. Și am fi încântate să aflăm cu mare drag părerea voastră. Da. De la două extraterestre cu antenuțe, vă pupăm și să aveți o săptămână minunată.